Și uite așa, ia auzi, cum circulă pe acolo, a? De mult am mai auzit chestia asta. Ia uite cu, să vă arăt așa mai de aproape. Ia uite ce mulți sunt. Caravanele, ia uite. Una, două, trei. Și gata, toți caută fier vechi. Hai, faceți cu mâna acolo. S-au autosesizat cu toții și au făcut și ei cu mâna. Yeah! În fine. Alții mai vin cu mașini astea mari și strigă: Pepe, ne avem! Și roșii, cartofi, barabule, de toate pentru toți. Și au făcut un obicei că trec pe aici zilnic aproape, ăștia cu legumele, și măcar de-ar striga așa, doar din gură. Da, au portavoce din aia și uneori mai doarme Codrin. Băi, și când ajung în dreptul nostru și țipă odată: Hai la Pepe! Tresare săracul, doarme și odată, tresare așa. Da, vlogul de astăzi va fi cu... Ce va fi vlogul de astăzi? Haideți să vă arăt. Cum spuneam, m-am apucat aici partea de sus, am pus banda așa acolo de jur, împrejur, asta portocalie, am pus-o mai mult că, na, mă deranja aia gri de desubt. Și, da, tati, tata, nu te urca acolo, Codrin, te rog frumos. Hai, nu te urca, tata, dă-te jos, e periculos, da? Când ești singur, nu ai voie să te urci pe scara aia, eu nu sunt lângă tine să te ajut, da? Și cum ziceam, a venit vremea să trecem la partea de sus. Și avem aici un grund interesant care trebuie amestecat așa în el din când în când, pentru că e un pic nisipos și se depune pe fundul vasului și dacă nu îl amestecăm bine, rămâne acolo și nu își face efectul cum trebuie. Așa. Și am pensonul acesta, abia m-am apucat de lucrarea asta la partea de sus și ia ca așa. Așa trebuie să fac toată suprafața, pentru că după aia vom veni cu o șapă autonivelantă aici la etaj. Hei, mami, salut! Bună. Ce faci? Vreau să vopsesc podețul ăla cu galben. Te-ai apucat și tu de treabă? Da. Podețul ăla. Vreau să-i vopsesc cu galben. Ia, uitați, mamea are acolo vopseaua galben. O, dar ce nuanță de galben faină, mama. Foarte faină. Îmi place vampirina de pe tine. Da, chiar de îmi place. Bine? Ba da, dar îmi place și galbenul ăla pe care vrei să-l dai pe stâlp. E foarte fain, se aseamănă cu topoganul. Nu chiar. Oricum, va rima cu topoganul, ca să zic așa. Da, iată ce-a făcut Codrin. Măi, Codrine, măi. Haideți să vă arăt ce vrea Codrin să ne zică. De câteva zile ne confruntăm cu o problemă un pic așa ieșită din comun. Fiți atenți că ia s-ar de aici. Așa. Stai, Codrin. Vrei să te dai pe topogan? Da. Hai, o tură, hai. Sunt câteva cuiburi, să le denumesc așa, habar n-am. Mușuroaie? Sunt furnici, nu? Da. Furnici, în alea care au aripi. Codrin, dă-te jos, nu? Nu te urci acolo, nu. Te rog frumos, dă-te jos. Hai, dă-te jos. Așa, și uitați, aici o dată, după aia, aici o dată, aici la fel, unde mai erau? Aici, ia uitați, așa, foarte multe furnici cu aripi. De unde au apărut, habar nu am. Asta e o problemă. O altă problemă e, uite și aici, ia uitați-le, ce multe sunt. Furnici, tata, vezi, aici. Așa. Așa, da, sunt foarte multe. Aici la fel. Acolo la fel. O groază sunt. Au apărut de nicăieri. Și pe lângă asta, ia scrieți mesaje dacă știți de la ce provin chestiile astea în gazon. Haideți să vă văd acum. Știi, tata, de la ce sunt astea? Nu. Mm? Uite astea. Știi de la ce sunt? Mm. Nu știi. Gazon. Mm? Da, gazon. Gazon, da. Mușuroaiele acelea sunt de la cârpiță. Se întărește, tată. Se întărește, da. Acum am plecat.
Acum am plecat. Mami are dreptate, se întărește grundul ăla cu care trebuia să dai eu sus. Hai, sus, repede, pe scară. Mama, da. Spor la treabă, mama. Mulțumesc, da. Ce face mami acolo? Am diluat. Ai diluat cam mult? Tratare. E, o să se... Vai! Ce? Și asta tot galbenă o dau? Dă-o toată galbenă de acum dacă te-ai apucat. Ce să facem? Dă-i și metalul ăla, că nu contează. Da. Haideți acolo, ce o să-mi schimba și astea două. Și hai să vă așez aici frumos, în timp ce eu voi da la pension. Hai, așa. Ia auzi, exact ce vă povesteam. Au trecut întâi ăștia cu fier vechi. Acum, cine vine? Vine omul cu legume. Ia auzi cum strigă la portavoce. Hai că vii arăt imediat când se apropie, ia. Vii arăt acum. Dacă vă întrebați ce face Erica, Erica se plimbă cu hoverboard-ul și ascultă muzică. Probabil se aude pe fundal, e pe acolo pe undeva, a terminat-o cu slime-ul. Ah, și se ceartă cu Codrin zilnic, m-am săturat de copiii ăștia, zilnic se ceartă. Of, nu știu ce au de împărțit, așa-s frații. Îmi amintesc și eu când eram mic, la fel făceam cu al meu frate. Gata, oficial am terminat aici încăperea de... izolat, de antifonat. Și din nou, oficial, plouă. Ia uitați. Ia uitați încolo cum se vede. A început ploaia adevărată. Haideți repede să vă duc până la bunicul acolo să vă arăt ceva și sper să nu mă înțepe vreo albină. Bunicul s-a afară, albinele profită acum că plouă. Ia uitați. Cam așa arată interiorul unui stup. Bunic e echipat aici cu combinezon să nu le înțepe. Eu... Și asta este o ramă cu miere. Ia uitați. Aoleu, ce bine arată. Așa o poftă ce mi s-a făcut, bunicule. Ai, ai, ai. Ia. Și asta e afumătoarea. Facem așa ca să fugă albinele. Ia uitați-le. Cât de multe sunt. Plouă. Ce bine. Ia uitați cum plouă. Da. Noi stăm aici de desubt. Și cum stăteam noi așa, ce îmi zice mama? S-a gândit la o idee de afacere. Ia zi mama, ce idee de afacere? Spațiu de petreceri pentru copii. Ne gândeam așa, să amenajăm aici totul frumos. Punem frumos gărduți așa de jur împrejur. Uite așa, cam aproape de grămada aia de lemne, venim așa cu un gărduț pe după copăcelul ăla, nu mult după el, așa, păi da, plouă. Și venim așa, partea aia, și tot așa, până la căsuță. Și să punem frumos și poarta aia, o așezăm undeva, mai aducem un leagăn, aici de desubt să punem un hamac în care să stăm. Deja... Am adus două gogoși. Dacă știți la ce mă refer, gogoșile, da, sunt acele... Dar plouă și nu mai reușim să le scoatem afară. Da, păi nu, trebuie, alea trebuie să le ducem sus, gogoșile. Da, de fapt da. Da, alea n-avem ce să facem. Da. Sunt două gogoși verzi care sunt umplute cu biluțe din alea, cum e scârțitoarea. Și te așezi așa pe el și stai... Ah, ce bine! Cum s-ar spune? Pufuri! Pufuri! Ceva de genul ăsta. Băi, ce idee de afacere bună. Trebuie să mergem să... Petrecere. Da. Aducem mâncare de la catering și gata. Nu ne doare capul. Așa că dacă este ziua voastră, vă așteptăm. Închiriem la un preț foarte bun, un preț competitiv. Trebuie să mergem să-i spunem și Ierica-i despre ideea noastră eu de afacere. Eu cred că mai trebuie să le spunem bunicilor. Bunice sunt de acord, îți spun eu. E, da. Sunt de acord, 100% sunt de acord, da. Sigur. Hai să le spunem și bunicilor și Ierica-i. Da, întâi lăsăm pe bunicul acolo să termine treaba la stup și să nu-i dau vestea chiar acolo
în timp ce umblă la albine. Nu de alta, dar am mai pune mâna pe un mușoi din ala de albine și l-a aruncat așa înspre mine și n-aș vrea chestia asta. Măcar să fiu protejat acolo înăuntru. Ia uite-l că vine bunicul. E ud, e fleașcă. Bunicu, mai poți? Da? E, și eu știu că ești tânăr, dar... Ești ud? E bun că, e bun că ești relaxat. Da, Cotrine, da. Ia. Ierica, ia, stai un pic că uite. Acum că a venit bunicul aici, vreau să îi propun ceva, o idee de afaceri. Mama! Te găsi la mama să vină? Mama! Ia, hai să propunem acum să audă și bunicul, să audă și Ierica, să vedem. Eu cu mama ne-am gândit la o idee de afacere. Ne-am gândit să organizăm parc de petreceri pentru copii la căsuță. Așa. A? Ce părere aveți? A? Mai negociem. Și îl închiriem? Nu așa. Închiriem spațiul acolo de joacă pentru copii. Ce zici? Mai și mai copii. Da, dacă e ziua cuiva. Dacă e ziua cuiva, pac, a venit repede aici, închiriază, două ore nu-i deranjează nimeni, se joacă, se distrează, le pune muzică și toate alea. Ce părere ai? Da, da. Dar tu n-ai acces acolo. Doar ei, pentru că e petrecere privată. Nu se poate. Da? Bunicule, ce zici? Nu-i pare. E bună ideea noastră? Nu. Mama, ea a fost cu spirit de afacere. Da. Mami e antreprenorul. Tu nu ai voie, tati, ți ți-a convenit dacă te duci undeva, nu știu, ai să... Ai voie, Ierica, tu te costumezi, te faci... Chiar așa, pata, uite! Pata, zăpada... Băi, dar ce bine te-ai gândit! Tu ești animator, tu ești animator. Chiar, Ierica, noi ne facem animatori, chiar așa. Mama are idei bune. Așa, și eu plec de acasă. Și bunicul pleacă de acasă, ne lasă nouă totul. Yeah! Așa că să înceapă petrecerea! Bate balma, mami, cea mai bună idee. Gata. Deci, nu uitați. Nu uitați să ne căutați pentru locația de acolo. Dar când va fi gata, mai durează, probabil de la anul, pentru că până în toamnă, sigur nu va fi gata locația noastră. Dacă v-a plăcut acest video, haideți acolo cu like-ul, pa, pa! Pa, mami!